Societatea Locatoserv, care administrează fondul locativ municipal, recunoaște că mai are și probleme în ceea ce privește încasarea chiriilor de la locuințele pe care le are în întreținere. Mai sunt și restanțieri. Deci noi, ca și procedură, la 3 luni de chirie neachitată, îi somăm, urmăm pașii legali, procedura de mediere, acționăm în judecată. Sunt care... Au fost cazuri și de evacuări în urma finalizării dosarului în instanță, s-au evacuat, s-au dispus recuperarea sumelor. Au fost care ajungând la instanță s-a renunțat pe cale amiabilă, au achitat debitul. Sunt diverse cazuri. Societatea Locatoserv are în administrare mai multe tipuri de locuințe, blocuri anele, blocuri cu locuințe sociale, case cu mai mulți chiriași. În cazul în care un chiriaș nu-și achită timp de 3 luni chiria, se trece la procedurile de evacuare a acestuia.